Bine v-am regăsit! Pornim astăzi într-o călătorie. Într-o călătorie spre sufletul românului care, așa după cum îl știm din poveștile, dar și din ochii bunicilor noștri, a știut din totdeauna să-și arate bunătatea. Să nu rămână indiferent la durerea fratelui. Și pentru că vorbeam de călătorie, vă ducem la cea mai mare gară din țară, Gara de Nord din București. Aici ajung zilnic persoane refugiate din Ucraina care sunt întâmpinate cu toate cele necesare și mai ales cu multă empatie. Despre această frumoasă mobilizare vorbim astăzi la Secvenție Trinitas. Are 19 ani și, deși se simte oboseala pe chip, își poartă cu dragoste fiul de 2 ani și jumătate în brațe. Lisa a plecat din Odessa cu destinația finală Franța. O așteaptă la Paris unchiul ei. O așteaptă o viață luată de la zero. E pregătită pentru asta, deși în suflet poartă dorul și frica pentru frații și tatăl rămași acasă. Bombiat, ejidnevnă. În fiecare zi sunt bombardamente acolo. Se duc acum la unchiul în Franța, în Paris, și acolo el le ajută cu cazarea, cu banii de drum și o să le ajute să își caute ceva de muncă în Franța până se termină în Ucraina situația ca să poată să întoarcă înapoi acasă. Psihic e pregătită să o ia de la zero într-o țară străină cu un copil atât de mic? Da. În Odessa lucra ca și chelneriță. Conflictul din Ucraina, ne spune, e greu de dus pentru copii, mai ales psihic. În punct de vedere psihic, pentru copii este foarte greu și pentru ei, pentru că nu știu unde să plece și le e foarte frică să nu înceapă și al treilea război mondial. Pe Lisa am întâlnit-o la punctul de ajutor al Crucii Roșii Române. Aici sunt întâmpinați cu haine, hrană rece și caldă, produse de igienă și tot ce ține de îngrijirea nou-născuților. Au de asemenea amenajate spații de joacă pentru copii. Toate produsele oferite sunt din donații, iar cererea cea mai mare este la categoria de produse pentru copii. Le oferim hrană caldă, hrană rece, produse igienico-sanitare și îndrumăm în momentul în care vor să plece sau dacă au nevoie de cazare, întotdeauna cu cei de la DGASMB îi ajutăm pentru această situație. Spuneți-ne, unde e cea mai mare nevoie? La apă, la produsele pentru bebeluși? Unde ați simțit că e cererea mai mare? Cea mai mare cerere la produsele pentru copii și bebeluși. Toate aceste produse le aveți din donațiile românilor, nu? Din donațiile românilor care sunt zi de zi. Deci zilnic primim donații de la români. Și este nevoie în continuare? Da, da, da. Fără aceste donații n-am putea face față în acest moment. Și sunt zilnic donații. Fuga din Ucraina trece și prin București. Punctul zero pentru foarte mulți este cu siguranță Gara de Nord. În primele zile de la declanșarea conflictului tranzitau gara chiar și 2000 de persoane zilnic, fiind organizate pentru ei rute speciale. Acum numărul este mult mai mic, însă serviciile de sprijin rămân aici prezente. Instituțiile publice abilitate în situații de urgență, organizații umanitare și foarte mulți voluntari oferă sprijin zi și noapte persoanelor refugiate din Ucraina. În Gara de Nord vin zilnic sute de ucrainieni. Unii pleacă în străinătate la rude sau prieteni, alții sunt debusolați și nu știu încotro să o apuce. Pentru toți există hrană, îndrumare, haine și mai cu seamă o vorbă bună. Evident, fiind aici cea mai mare concentrare de persoane, sunt și cele mai multe resurse amplasate în acest loc. Vorbim aici de corturi de prim ajutor, corturi pentru cazare temporară, autospeciale de pompieri pentru stingerea incendiilor, autospeciale smurt, un cort pentru acordarea asistență medicală, un cort cu medicamente, cu personal medical care pot gestiona aproape orice situație de urgență care poate apărea aici. Pe voluntarii poți identifica cu ușurință, au veste portocalii sau verzi distribuite în funcție de rolul pe care îl ocupă. Voluntarii veste portocalii se ocupă de traducere, sunt vorbitori de limbă ucraineană și în baza informațiilor pe care ne furnizează putem să formăm grupuri de persoane pe care să le preluăm deja cu microbuze sau cu autobuze. Mai sunt și voluntarii care poartă veste verzi, sunt cei care ne ajută pentru a îndruma persoanele, pentru a le căra și bagajele, sunt și persoane vârstnice. Avem nevoie să-i conducem la sălile de așteptare, în toate cele 4 săli de așteptare puse la dispoziție, să-i servim cu cafea, cu apă, cu ceai și să le înțelegem toate nevoile. Multe dintre ele au nevoie și de documente, asta înseamnă că trebuie să relaționăm cu Inspectoratul General pentru Imigrări, și cu consulate, cu ambasada și facem toate aceste lucruri în dinamică.
mare nevoie este de translatori, în primul rând, pentru că resurse sunt în ceea ce privește hrana, alimentația, lucrurile strict necesare. Dar translatorii sunt cei care au un rol foarte important și nu sunt foarte mulți la număr, dar în ultimele zile putem spune că am gestionat bine. Artiom este din Republica Moldova, dar stabilit de mulți ani în România. În prezent este masterant la drept. În puținul timp liber vine aici ca voluntar și ajută la traducere. De 5 martie, când am terminat cu interviul de admitere la Institutul de Magistratură și am devenit mai liber, am venit inițial la Autogara Filaret, unde am tradus acolo o perioadă, după care, cunoscând că e o nevoie mai mare la Gara de Nord, oricum Gara de Nord fiind mai aproape de locul în care stau aici în București, vin de câteva zile dimineața, de principiu, la Gara de Nord. Ești în fiecare zi aici? Da, de principiu, da. Mai puțin în weekend, pentru că în weekend sunt mai mulți voluntari și atunci devin destul de aglomerat. Dar în timp săptămânii, mai ales dimineața, nevoia de voluntari și mai ales de voluntari traducători care să cunoască limba rusă e foarte mare. Și atunci dimineața încerc să fiu aici. După atâtea ore și zile petrecute pe peronul Gării de Nord, a adunat și multă emoție în suflet. Gândul acela pe care l-am regăsit recent într-un articol de ziar, că situațiile ca acestea de criză au și rostul de a scoate la iveală binele, de a binele din oameni. Mobilizarea care există aici, nu doar la Gara de Nord, și la celelalte gări, și la frontieră, și la centre de refugiați, este una enormă, cu voluntari care vin și din timpul lor și care, chiar dacă obosesc, revin după aceea câteva zile. Ori acest bine, iată, o situație rea, o situație excepțională în care răul s-a dezlănțuit foarte aproape de noi, scoate la iveală în ceilalți oameni binele. Ăsta e un gând pe care care mă ajută în momentele care, stând la casa de bilete, mi se pare că nu mai rezist. Să ai în fața ta un om care a lăsat tot ce a strâns o viață, care nu are pe nimeni și nu știe încotro să se ducă, nu e ceva ușor de privit sufletește. Oboseala, dezorientarea, teama de necunoscut, neprevăzutul, vin cu o lecție pentru fiecare în parte. Ați adunat povești care v-au marcat așa personal, uman vorbind, dincolo de haina pe care o purtați. Sunt oameni care au venit cu un bagaj, cu un troller și au lăsat în urmă casa, soții, părinții și așa mai departe. Iar până și pentru translator era destul de greu să explice lucrurile pe care încercau să ni le comunice. Da. Lacrimi în ochi, vedeam la tot pasul. Poveștile care mă umplu de bucurie sunt cele care pot să le ajut cu nevoile lor. Cei mai mulți care îi întâlnim aici, care am întâlnit fie la Autogara, fie la Red, fie la Gara Nord, sunt oameni care de principiu vor să ajungă în anumite țări europene, fie în Austria, fie în Ungaria, unde au rude care îi așteaptă. Și atunci când știi că acea persoană intră în tren sau în autocar și acolo va ajunge la cineva care îi va întâlni, asta e o satisfacție și sunt astfel de povești. Alte categorii de povești sunt cei care nu au unde să plece. Sunt cei care la casa de bilete întreabă că vor un bilet spre Germania și îi întreb în ce oraș și ei nu știu un oraș, oriunde în Germania. Vor să plece oriunde acolo pentru că ar fi auzit că condițiile sau statutul de refugiat acolo ar fi mai ușor să-l obțină sau cu mai mari facilități. Alte povești sunt cei care ajung și sunt atât de obosiți de pe drum încât nu știu nici măcar încotro vor să ajungă, nu știu nici o nume de țară și doar au nevoie de un loc în care să odihnească. Și abia după acolo te întreabă dacă la locul de cazare pe care îl organizează autoritățile române va fi cineva care să le dea un răspuns, să-i îndrume, fie pentru a rămâne aici, fie pentru a pleca. Cam acestea sunt poveștile și, da, sigur, am anumite persoane care, nu știu, în anumite situații le-am lăsat numărul meu de telefon, că atunci când ajungeau, nu știu, la gară sau așa și aveau o problemă să mă poată suna și unii am satisfacția că i-am ajutat. Pentru cei care nu au o destinație finală stabilită, există locuri de cazare permanentă și în București. În primul rând, ne este cunoscut încă din stadiul de deplasare al garniturii de tren câte persoane care provin din Ucraina vor ajunge în Gara de Nord. Ulterior, noi putem să preluăm aceste persoane prin intermediul colegilor noștri, jandarmi, polițiști de la transporturi și voluntari și să sortăm, să triem aceste persoane în funcție de nevoile pe care le au. Cele care doresc să rămână pe o perioadă scurtă de timp vor rămâne aici în corturile de cazare temporară sau în sălile de așteptare. Cele care doresc cazare cu caracter permanent vor fi preluate de aici cu microbuze de la ISU, cu autobuze ale
STB-ului și vor fi transportate către centrele special destinate în municipiul București și în județul Ilfov, a căror cifră totală însumează aproximativ 7.000 de locuri. Lora a plecat cu fata și nepoata de 9 luni. Îmi șoptește înainte de a porni camera de filmat că noi românii suntem minunați. A stat în gazdă la o familie din Galați care la rândul ei avea 2 copii și este deplin recunoscătoare pentru dragostea și jertfa lor. Am stat aici în România la niște oameni o săptămână. Chiar dacă aveau 2 copii, ne-au primit foarte frumos și au avut grijă de noi. Iar acum încercăm să ajungem în Lituania, fie pentru că acolo avem niște cunoscuți. Noi am venit spre București cu trenul și oamenii în vagoane ne-au dat bani ca să avem. O să purtați această amintire în sufletul dumneavoastră? O să rămână România acolo în suflet pentru toată viața? Останется у нас в сердце. Мы после войны хотим этих людей пригласить к нам в гости и отблагодарить их. Это очень хорошая семья. Мы будем молиться за них тоже Богу. În ultimele săptămâni trăite acolo, au stat zilnic câteva ore bune în subsol. Мы приехали из города Николаева. Ситуация... Vin din Николаев. Nu pot să zic că situația e 50-50, dar cam de 3 ori pe zi toate rudele de acolo trebuie să fugă, să se ascundă în subsoluri pentru că se bombardează. Ea, la rândul ei, a stat în subsoluri? Da, 2 nedeli. Da, 2 săptămâni. Stăteam în subsol câte 3 ore și după aia ne ridicam înapoi sus în apartament. Și așa de 3-4 ori pe zi. Cu cei micuți, cu toată familia, nu? Și noi. Da. Toată familia și soțul și încă 2 surori care au rămas în Nicolae. S-a întâmplat să nu aibă lumină, să nu aibă internet, să nu meargă televizorul, iar lui prietenul soțului ei i-au dărâmat casa cu totul. Când stăteau oamenii lângă supermarket și așteptau, au fost borbandați și dintr-o dată 9 oameni au murit. Pleacă în Lituania la niște cunoscuți. Își doresc să se termine acest conflict cât mai repede și să se întoarcă acasă. Să poată și ei, la rândul lor, să fie gazde bune pentru români. Speră la asta. Am vrea cât mai repede să se termine acest război și să ne întorcem în Ucraina, pentru că iubim acea țară. Nu, România, ne zabudim. Dar pe România nu o să uităm. Ne despărțim cu lacrimi în ochi și cu o îmbrățișare. Pentru ei urmează un alt drum. Dacă e ultimul, nici ei nu știu. Știu doar că vor să-și reunească familia și să trăiască în pace. Pentru pacea lumii suntem datori să ne rugăm toți. E o mică jertfă pentru o tragedie mare. Să ne bucurăm de ce ne aduce clipa astăzi, pentru că mâine nu știm ce va fi. Să fim sprijin acolo unde este nevoie și mulțumitor pentru tot ceea ce a îngăduit Dumnezeu. Fiecare timp vine cu propria lecție. Să nu o lăsăm să treacă neînvățată pe lângă noi.